Am revenit în platou la emisiunea matinală de seară și alături de mine se află un vechi prieten al Express TV. Este vorba despre economistul Petrică Munteanu. Bună seara! Bună seara și mulțumesc încă o dată pentru o nouă invitație. Bine ați revenit. Cum spuneam, l-ați văzut pe domnul Petrică Munteanu și într-o emisiune legată de sport împreună cu domnul profesor Aurelian Dragan. Acum nu vom mai vorbi despre sport în special, ci despre economie, despre ce s-a întâmplat în economia românească din 90 până în prezent, pentru că s-au întâmplat foarte multe, ce se întâmplă în economia gălățeană, ce s-ar putea face, pentru că până la urmă toate activitățile sunt legate de sectorul economic. Nu vreau să mă refer la acea celebră discuție dintre Gigi Becali și acel reporter cu partea economică, când l-a făcut pe acel jurnalist albie de porci, și acum vom vorbi foarte serios. Așa ca să ne întoarcem puțin în timp. În 1989 au avut loc acele evenimente în luna decembrie, apoi în 1990 România a trecut, să spunem, la un așa zis capitalism. De fapt, ce s-a întâmplat atunci cu economia noastră, o economie centralizată, o economie unui stat comunist, o economie condusă totalitar, să spunem, în care se raportau producții mult mai mari decât erau în realitate, în care toată lumea avea un loc de muncă, dar puțin munceau cu adevărat. Da, într-adevăr, iertați că vă iau cuvântul, dacă am putea să plecăm de la glumele pe care le făceau chiar frații noștri din Moldova și pe vremurile când se raportau cantități mari de cereale și era chiar la o emisiune de umor, mi-aduc aminte, în care spunea că la hectar, în România pe hectar, în România s-au produs, nu știu, 9 tone de grâu la hectar. Și da, nu am noțiuni foarte bune ca să spun. Și de fapt trebuia să se producă undeva maxim 6-7 tone, ceva de genul ăsta. Și la care, da, așa este, dar cred că au cântărit cu tot cu combină, ceva de genul ăsta. Gândindu-ne la acele vremuri, într-adevăr, nici corect nu este să raportăm cantități pe care nu putem să le facem sau nici măcar teoretic n-am putea să le obținem. Dar și dacă ne propunem puțin, facem puțin. De asta apreciez și cred că ar trebui să aprecieze și bunii noștri politicieni să-și facă planurile măcar pe o perioadă cât de cât scurtă, dar nu foarte scurtă. Scurtă însemnând undeva 5 ani. Cum era cincinalul înainte. Și acel cincinal, bineînțeles, să fie băgat într-un amplu proiect pe care înseamnă 10 sau 20 sau 30 de ani, cum sunt marile investiții, proiecte extraordinare care se realizau pe parcursul multor ani. Dacă nu-ți propui investiții, lucrări, construcții, consolidări sau indiferent cum ne gândim noi, de anvergură mare, nu o să avem niciodată realizări de acest aspect. Nu-ți propui să ai o fabrică mare, nu ai să ai niciodată fabrica respectivă, ai să ai mai mici ateliere, mult mai puține ateliere și una și alta poate fi și de stat și privat. Și de aceea îmbrățișez și cred că toată lumea îmbrățișează acele planuri pe care le făceau înainte pentru a cumva să poți și ulterior să urmărești și să-și faci producție. În zilele noastre, cred că toată lumea de acord cu mine, e mai mult important decât producem. Avem norocul totuși că stăm cât de cât bine la anumite prestări de servicii, cum e IT-ul, în care, într-adevăr, scoatem ceva bănuți pentru țara noastră. Și dacă nu ne gândim sau pe un anumit termen, să putem să producem ceea ce și importăm. Nu vorbesc la anumite fructe pe care la noi niciodată nu putem să le producem într-o livadă, dar vorbim de legume sau flori
în care eram campion cândva. Exportam. În toate supermagazinele. Dacă ne uităm pe rafturi sau ne uităm în galantarele acestea, vedem mere de Polonia, carne din nu știu unde, din Olanda și în diverse țări în care nu poți să te gândești vreodată că aduci castraveți de nu știu unde. Pentru că noi aveam atât de multe sele solare încât nici nu aveam unde să desfacem în România. Și acum, din punctul meu de vedere, e o mare rușine. Se văd, sunt ceva semnale în ultimii, nu știu, în ultimul an, ultimii 2 ani, 3 ani, în care agricultura cumva a început să crească prin accesarea și de fonduri europene, dar în același timp și prin cultivarea unor soiuri de legume și fructe care să înlocuiască din importuri. Sunt semnale că România dorește să intre puternic pe piața românească în primul rând și în al doilea rând cu produsele bio să pătrundă și pe piața externă. Depinde foarte mult de politica de la nivel central. Cum îi putem ajuta? În primul rând cu sămânțuri pentru aceste zone și în al doilea rând cu posibilitatea de a își desface fără nicio problemă produsele. Că degeaba produci dacă nu ai să desfaci. Și mai mult de atât, cred că trebuie să găsești soluții și pentru spunem subvenționare, să spunem un ajutor, să spunem oricum pe anumite zone agricole ale țării în care eficiența produsului nu e atât de mare. Costurile cu producerea lor sunt mai mari uneori decât ar trebui să fie. Știu că s-au alocat niște... Au fost fonduri europene pentru agricultură, au fost accesate. Mai sunt. Au fost create chiar ferme destule în România. Da, dar trebuie să ajutați. De statul român ar trebui să adreseze băncilor, să intervină în acest proces și să-i ajute. Pentru că omul nu are nici partea de cofinanțare și nici posibilitatea să plătească acele utilaje anticipat până când se rambursează suma. Aici este singura problemă. Ajutorul de aici trebuie să vină al statului, să garanteze cumva acele împrumuturi anticipate prin care pot fi achitate utilajele sau ceea ce și cumpără fermierul până când are dreptul să facă cererea de finanțare. Și atunci, prin această finanțare, se rambursează banii automat în contul băncii, bagă așa banii, există o mică perioadă în care, nu știu, mică înseamnă o lună, două, trei, în care se plătește o dobândă, nu neapărat modică, dar se plătește o dobândă și... Dar poți să-ți salvezi, poți să-ți iei utilaje, poți să-ți faci ferme, poți să faci depozite. Stăm foarte proști la depozitele cereale. Și ne uităm, producem grâu cu, nu știu, 50 de bani și îl vindem cu un leu. De la 50 bani la un leu înseamnă depozitare. Bun, e și adaosul comercial care e inevitabil, că nimeni nu face muncă pe degeaba. Da, asta însemnând partea de agricultură, că aici sunt multe de vorbit, putem vorbi de fermele de porci, vaci, unde stăm foarte bine, nu mai stăm. Sau de turmele de oi, pentru că... Sau cele, am văzut sau vicolele care au fost... Nu găsesc fermierii, nu găsesc lucrători, nu găsesc ciobani pentru turmele de oi. Alții nu găsesc lucrători la fermă, deci nu găsesc personal. Păi, dar lucrătorii, deci sunt cei care se pricep la lucrurile astea. Noi de câțiva ani nu mai avem școli în latura asta, chiar și pentru ciobani. Erau cei care făceau 8 clase. În 8 clase tot învățau agricultură, știau cum să... cât de cât pricepea ceva în latura asta. Dar acum toți îi facem, deja după clasa 8 sunt miniștri, toți au impresia că, precum soldatul cu toiagul de general, de el din clasa 8, toți se simt că deja sunt foarte puternici și nu vor decât directori, n-au nicio treabă cu latura asta a meseriei. Noi am scos meseriile. Noi le-au aruncat la gunoi. De ce să ne plângem? Nu trebuie să ne plângem. Noi am exportat.
Și acele școli profesionale aveau rolul lor. Ucenici, școli profesionale, normal. Sunt prioritare ale înființa și prioritare ale dezvolta. Iar dacă mă întrebați pe mine, cred că ar trebui undeva jumătate din, sau mai mult de jumătate din copiii din clasa 8 să fie îndrumați prin meserii. Sunt foarte căutate. Se câștigă foarte bine. Uneori, un meseriaș, uneori, de cele mai multe ori un meseriaș bun, câștigă de două ori mai mult decât un om cu studii superioare. Pentru că, indiferent cât voi scrie eu pe hârtie acolo și cât de bun economist sunt, dar eu nu pot decât să adun și să fac calcule pe ceea ce a făcut profesionistul. Dacă nu fac eu, ce să scriu? Cel care produce propriu-zis. Păi, și atunci ce facem? Facem numai economiști, facem numai cei din drept? Am văzut că în drept cei mai mulți sunt. Îi ducem pe tribunale. Acum sunt și foarte mulți, multe cazuri de războaie, se spune așa, de lupte prin instanțe, pentru că statul român așa a făcut legile, încât le interpretează fiecare pe bunul plac. Deci spuneți că, din păcate, există tot mai puține persoane care lucrează în producție. Da. Producția propriu-zisă. Da. Fie agricol, fie industrial. Asta și din cauza lipsei locurilor de muncă, lipsei unităților industriale, să spunem așa. Păi cele care le-am avut și le-am dat la fer vechi, cele care mai avem și-au redus cumva numărul de muncitori și capacitatea de producție, pentru că s-a constatat că este mult mai eficient să importe, pentru că prețurile produselor finite sunt mult mai ieftine pe o altă piață. Ele pot vinde în continuare pentru că au o tradiție în latura asta, mai produc și câte ceva, diversitate mai mică, tot ce se întâmplă. Și atunci de unde să crească economia românească? Păi nu știu. Suntem o societate de consum în principal, asta e clar. Așa se vede, dar cei care au dorit să păstreze din tradiția, pe anumite, din tradiție, pe anumite meserii, și-au păstrat, chiar și la o capacitate mai mică. Important este să-i ajutăm acum să se dezvolte. Da, am văzut că tot mai mult se merge pe această latură de antreprenoriat, dar nu putem avea o țară de antreprenori dacă noi avem și pe cei care lucrează propriu-zis, nu? Pentru că să fii antreprenor este un lucru mare, dar dacă nu reușești pentru un anumit nivel, poți fi antreprenor pentru o latură mai mică. Adică în interiorul unei secții de producții poți fi antreprenor, în sensul în care nu mai investești tu, investește altul, dar tu poți să vii cu ideile. Contra antreprenor, dacă nu are idei, nu răzbate. Indiferent câți bani are. Nu reușește să menținem piață. Asta e clar și nu putem fi o societate, am spus, numai de antreprenori, pentru că, în primul rând, ne lipsește mâna de lucru, cum se spune. Mulți români au emigrat, dintre cei care erau buni meseriași, să spunem, în construcții, chiar și în agricultură, în multe domenii, au emigrat pentru a primi salarii mai bune. Și atunci este o realitate, când ne lipsește mâna de lucru, dar și cea pe care o avem nu știm să o protejăm. Nici nu suntem ajutați să o protejăm. Nu suntem ajutați să retehnologizăm. Dacă o societate este amplasată pe un loc pe care a pus ochii și antreprenorii sau antreprenorii, să spunem așa, imobiliari, societatea aia e sortită pe ei. Ea va fi ca o halcă de aia de carne în care în jur sunt numai lupi și trag din ea care să ia mai mult. Ăla nu mai poate face producție. Ăla va sta numai pe-n tribunale. Ca să apere. 2, 3, 5 ani cu fiecare în parte sunt ani care s-au pierdut. A te duce într-un tribunal înseamnă a plăti avocații. Deci, clar, tot profitul tău ți s-a dus pe astfel de lupte și pe alte lupte, pe sume închipuite de instituțiile, fie el pe finanții sau pe alte instituții, care și cu aia te război și cu aia trebuie expertizi și tot în tribunal, până când îți vezi dreptatea, ai omorât firma. Nu intervine niciodată statul român să facă cumva sau să penalizeze pe cei care te execută, să-i spun altfel. Și atunci
Care e decizia antreprenorului? După câțiva ani de luptă, eu să iau o decizie. Ce fac? Am și eu viața mea, am și eu familia mea. Mai fac producție aici? Sunt slăbit de puteri, sunt slăbit pentru bani. Deci dacă la nivel național... Acum oferiți și un exemplu din experiența personală. Nu, eu nu dau nume sau... Dar pur și simplu, dacă undeva sus politicienii ar găsi variante să sancționeze prin legi astfel de derapaje din partea unora, cu interese personale, atunci în mediul privat foarte bine s-ar putea aplica, numai în mediul statului. Noi nu, cel puțin mediul privat nu este apărat din nicio culoare. Și în instituțiile judecătorești. Aceea speță avem 4-5 soluții. Pe aceea speță 10 soluții, 100 de soluții. Nu sunt soluții unitare. Dar exemplu, orice, multe alte țări, America cel puțin, acolo dacă ai început un proces și speța ta semnă cu altă speță, aduci și spui, în cazul X a aplicat asta. Paf, a rămas soluția aia. Nu mai există altă soluție. Instabilitatea aceasta, fie legală, fie pe lege, fie în afara legii, nu, de asta nu dezvoltă, nu face nimic bine. Creează omului și partea de reținere. El mai bine stau, așa spune, mai bine stau până când se rezolvă problemele, să văd cum se rezolvă. Să văd, nu mai investesc, de ce? Ce fac după? Oricum pierd. Sau poate nu pierd. Și dacă câștig, oricum mai pot să mai fac, nu mai am vlagă, să mă duc mai departe. Astea sunt probleme, poate prea dur spuse. Nu, sunt probleme prezentate realist. Deci considerați că mediul privat din România nu este protejat suficient? Sunt nicio formă. Sunt nicio formă. Democrația a ajuns un fel de junglă. Asta e democrația. Ne uităm la vârful DNA ce se întâmplă, ne uităm la... Asta e democrația. Păi securitatea. Securitatea au fost copii mici. După ce au făcut protocoale acum. De securitatea înainte de 89 au fost copii mici. Cei care încă trăiesc, fost șefi, se minunează sigur. Păi ceea ce văd acum? Păi asta nu e democrație. Asta e instabilitate. Totuși, și atac direct la democrație. E un atac direct. Și atunci cine rezolvă toată problema asta? Cine îi dă jos pe toți? Păi cine știe câți au avut dosare făcute numai pe latura asta? Ați auzit cumva de multinaționale sau firme din afară care au investitori din afară care au fost târâți așa de DNA și de... Dați un exemplu și mie. Dar toate firmele mari românești, toate, exagerez, foarte mulți, antreprenori din România care au, și-au creat și nume, au creat și locuri de muncă, fie el că au fost prin privatizare, fie că și-au făcut fabrici noi sau pe ideile lor și-au construit o afacere, a fost efectiv făcut praf. Unde ați mai văzut să plantezi probe? Pentru că nu poți să-l prind sau că m-ai enervat. Corect era atunci când au plecat scandalul ăla. Bun, nu știu dacă e adevărat sau nu, și nici nu pot să-mi, când am pus să verific. Dar dacă a ieșit într-o emisiune cineva și arată anumite probe că s-au falsificat, în prima secundă toți cei implicați trebuiau suspendați. În prima secundă. Așa se face. Păi eu să-i apăr. Nu îi suspend, verific și după aceea ies. Și cel care a greșit, decapitat. În ghilimele spus. Acum nu știm care are drept de a face justiții, cine nu are drept de a face justiții, de greșit vedem cine a greșit. Dar nimeni nu trebuie la răspundere.
Și ne doresc ca să mai facem și crește economic. Facem, dar pe baza consumului facem. Mă întorc din nou la acea perioadă imediat după 90. De ce a fost distrusă industria din România? Pentru că o parte din ea era solvabilă, să spun așa, era ok. Se pare că sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm, de la ideea așa zisei revoluției. Dacă noi am aflat cine a fost în spatele acelor evenimente, vom afla și care a fost motivul. Ceea ce noi în momentul ăsta nu putem să analizăm cauza care a dus la declanșarea acelor evenimente. Dar vedem efectele. Distrugerea economiei românești, transformarea ei în piață de consum, privatizările care au, de fapt au dus la distrugerea efectivă a industriei românești și investitorii de afară care cumpără oricând, orice și cu oricât. Dacă noi aveam un anumit nivel de cumpărare și dau exemplu acum câțiva ani care un hectar de teren arabil era undeva vreo 600 de lei. Bun, acum diferite s-au mai deșteptat românii. Pe anumite sole au crescut substanțial. Dar oricum e mult mai ieftin terenul decât afară. Au venit investitori și nu cumpărat, adică cu sute de hectare. Nu puteau la un moment dat, la început, nu puteau cumpăra investitori persoane fizice cu cetățenii străină. Dar am dat și legea aia în care am spus, veniți dată și cumpărați. Și sloganul ăla, că noi ne vindem țara, nici n-a fost băgat în seamă. Acum, hectarul de teren în anumite zone se vinde și cu peste 1000 de euro. Și mult mai multe mii de euro. Mai multe mii de euro. De bine, dacă terenul este irigat, dacă e amplasat pe șes, dacă sunt mai multe, dacă e mai aproape de o cale de acces. Apropo de solul de care beneficiem noi în România, știu că acum am mai dat acest exemplu, dar vreau să-l repet pentru a înțelege mai bine situația în care ne aflăm. Acum câțiva ani a venit o delegație olandeză în România, și în Galați, nu cei de la care lucrează și cu șantierul Nava, și au văzut solul de care beneficiem în județul Galați. Și au spus, pe noi, dacă aveam un asemenea sol în Olanda, eram, cred că, la nivelul Statelor Unite acum. Se știe că în Olanda s-a făcut acea tehnică s-a aplicat acea tehnică de poldering, când a fost irigat tot spațiul mălos, tot acel teren mălos și transformat în teren arabil și dacă vreți să vedeți o țară cu adevărat verde, duceți-vă, treceți prin Olanda să vedeți cam cum funcționează lucrurile acolo și cu ce fel se prezintă această țară din punct de vedere agricol, din orice punct de vedere vă doriți, o țară extraordinar de civilizată, înseamnă că în România e un fel de, ca să folosesc acel proverb vechi, brânză bună în burduf de câine, nu? Noi suntem o țară norocoasă, în primul rând, prin amplasarea țării noastre într-o zonă în care avem tot ce vrem. Mare, fluviu, șes, păduri, munți. Deci avem... Toate formele de relief. Toate formele de relief și toate bogățiile subsolului. Nu avem cantitățile altor țări. Dar avem pentru noi suficient în care de suficient să ne putem duce singuri traiul de azi pe mâine. Sau nu știu cum să spun, s-au stricat niște lucruri prin privatizările astea. Deja în anumite situații, deciziile le au cei care au cumpărat și este normal. Dacă aveți investitor străin, el va lua decizie pentru el. Nu va lua decizie
pentru țara noastră. Dacă el vrea să vândă în România, vinde în România. Dacă vrea să vândă în altă țară, vinde în altă țară. Chiar dacă a produs în România. Chiar dacă a extras din România țițeiul sau gazele naturale. Nu putem să îi spunem nimic. Problema e la fel, cum spuneam mai devreme. E vorba de cauză. Când astea sunt efecte, noi vedem ce se întâmplă, ce fac, cum se transformă economia noastră. Cine le-a dat posibilitatea asta? Acolo trebuie controlat. Numai că nu controlează nimeni. Totul este secretizat, totul este pus la seif, nu ai voie să știi, nu să știm, peste 50 de ani. Când se vor termina și contractele de concesiuni, când se vor termina și bogățiile subsolului, când se vor termina multe. O să afle. Ei, pentru noi, nivelul nostru e atât de mic încât stăm la nivel de bârfă. Iertați expresia. Vedem niște lucruri, le povestim, ne dăm cu părerea, nu suntem de acord cu ele. Și cu ipa. Suntem totuși români. Și altul. Când da, și cu ipa. În altă parte, unde se iau deciziile. Decizii nu putem să luăm noi. Alții trebuie să gândească, sunt convins că undeva sunt oameni care gândesc. Măcar istoricii și tot vor spune cu adevărat ce a fost cândva și de cine am pierdut cumva identitatea pe care am avut-o. Da. Eu vreau să vă întreb, totuși nu s-ar putea face ceva să se impună anumite reguli pentru ca țara noastră să aibă mai mult de câștigat de pe urma acestor oameni de altă naționalitate, din alte țări, care investitorilor străini, care Nu ține de un om sau de un grup de oameni, ține de voință politică. Dacă toate forțele politice și-ar da mâna și a zis stop, ce a fost, a fost, hai să vedem cum reparăm. Pentru că dacă în continuare ei vor încerca să crească politic prin distrugerea celorlalte forțe politice, ceea ce se vede că întotdeauna așa a fost, ce a fost bun făcut de altcineva, e tot rău. Ce a fost rău făcut, e dezastruos. Mergând pe premiza asta și făcând circul care îl vedem aproape zilnic pe anumite posturi televiziunii, nu putem face o construcție. Dacă liderii politici nu încearcă să facă această alianță, să-și dea mâna și să găsească cele mai bune soluții pentru a schimba, în primul rând, legile, a le completa pe unele din ele, a face reguli stricte. Nu facem nimic. Vom sta la fel, vom guverna la fel, vom simți aceleași efecte pe care le produce economia națională. Nu ține de noi. Totul e voința politică. Dar trebuie să-și aibă. Este foarte important ca cei de la București să realizeze că e ceasul 12. Numai că nu știu ce e acolo. Cum nici dumneavoastră nu știți ce e acolo. Nu știm dacă doresc lucrul ăsta. Nu știm dacă toți din forțele astea politice sunt români pentru România. Există zone în România care s-au dezvoltat mai mult decât altele. Și aici mă refer în primul rând la Cluj. Zona Clujului, să spunem, în principal municipiul Cluj. Dar dacă stăm să facem o radiografie a ceea ce se întâmplă acolo, observăm că nici în Cluj nu se produce atât de mult. Adică, până la urmă, ce se produce propriu-zis acolo? Au venit cei de la, putem să le spunem acum, pentru că între timp a dat faliment Nokia. Cei de la Nokia au construit acolo Vă contrazic în totalitate. Vă rog. De zona de vest întotdeauna a avut legături apropiate cu alte țări, cu partea cealaltă. Și gândirea este alta și a fost alta. Cum de altfel și partea de gospodărire, se spune așa, de aranjare în teritoriu a fost alta. Cluj, Timișoara,
tot ceea ce înseamnă partea aceea, dau exemplu, chiar și Alba, chiar și Deva, chiar au luat un avânt extraordinar. Oradea, Brașovul s-a extins deja pe 10 km de jur împrejur. Cresc blocurile și fabricile Sibiul, care a fost peste noapte. Deci peste noapte. Nokia este un exemplu prost. Dar și Nokia a fost preluată de altcineva de acolo. Ea a venit ca investitor, a avut niște informații false, în sensul în care în România nu erau profesioniști, erau un fel de slugi, sclavi, cum să-i spunem, chestii genul ăsta, și credeau că dacă bag un leu, scoată două zile. De acolo s-a plecat. E un exemplu slab. A plecat în așa, relocat producția, bun, dreptul lor. Investiția a fost alor și au relocat în altă țară. În locul lor au vândut alte instituții care și-au continuat activitatea. Dar noi vorbim de multe alte firme, societăți care fac producție extraordinar de tare și pentru alte țări. Nu am acum o bază, da, dar știu foarte bine că facem foarte multe piese pentru industria auto din afară. Și de la cutii de viteze complete și până, deci sunt. E adevărat, investitorii sunt de afară. Dar le fac în România. Asta trebuie să facem și în zona noastră și în alte zone. Numai că ei au fost un picuț mai deschiși și mai devreme deschiși la minte, au accesat tot ce s-au putut accesa pe fonduri europene, au acceptat imediat investitorii străini și au avut reguli foarte clare. Adică n-au acceptat chiar orice și pe doi bani să facă altceva decât ar trebui. Noi ne-am așezat mai mult pe mentalitatea din partea estică și probabil am avut de suferit și încă suferim pe latura asta. A trecut perioada aia în care încă mai gândim ca în partea estică. Bun, au crescut foarte mulți și tineretul gândește altfel, nu mai gândește ca în partea cealaltă. Se văd diferent, cel puțin eu am un loc de muncă în care văd zilnic mentalități și de o parte și de cealaltă. Și pot să fac, zic eu că pot să fac diferență. Ce soluție ar fi ca, cum vedeți dumneavoastră, voința politică, ca economist, ce soluție ar fi ca voința politică ca Galațiul să se dezvolte așa cum ar merita? Încă o dată. Voința politică atât a comunității locale cât și acum și naționale, parlamentul, guvernul, tot ce e acolo, deci, dar pleacă de la voința politică. Dacă partidele își dau mâna, pentru că noi în guvern și în parlament avem reprezentanții partidelor, până la urmă din partide sunt. Bun, că stabilesc regulile în partidul care are majoritate, e altceva. Dar și ei alții nu stau degeaba, îi încurcă. Indiferent ce ar spune unul, spune alalt nu. Indiferent, adică, și exact ce spuneam, când e bun, nu-i bun, când e rău, e dezastros. Depinde cine propune, nu? Depinde ce propune. Dar de ce să spune el? Spun eu, nu spun el, și tot așa. Cred totuși că nu va mai dura foarte mult acest joc. Sunt semne. Cred totuși că ceea ce se întâmplă acum la nivel național cu aceste scandaluri luat pe juridic, pe ce să-i spunem, se va găsi o soluție. Și cel mai greu an va fi anul viitor, când se vor alege și europarlamentarii, nu? Parcă așa, și președintele. Cred că va fi un an de cumpănă. În ce sens? În sensul în care va trebui să luăm o hotărâre. Ori ne afundăm, ori creștem. Iar din punctul meu de vedere, semnele este de creștere categorică. Creștere categorică. Se observă că și în latura politică e o tendință de întinerire. Și în multe partide s-au retras din vechii activiști, să spunem, politici și au venit noi membri cu alte mentalități. Sau din vechii membri, dar mai tineri, au crescut și au altă gândire.
Și cred totuși că se va schimba ceva. După anul următor vor fi schimbări majore. Asta e părerea mea. În bine, nu rău. Dar dumneavoastră, cum v-am spus, dacă ați fi un factor de decizie, ce ați face în ceea ce privește dezvoltarea acestei zone? Pentru că s-a tot vorbit despre crearea acelei aglomerații urbane, Galați-Brăila, adică propriu-zis unirea dintre cele două. Deci aglomerarea Galați-Brăila, din punct de vedere al gândirii, a fost foarte sănătoasă și este sănătoasă. Pe o aglomerare de genul acesta poți accesa fonduri, să-i spunem, de o anvergură mare, în sensul în care poți să faci investiții mari. Uniunea Europeană te poate ajuta să faci o fabrică mare, ceva de genul ăsta. Te poate ajuta să faci și un aeroport. Te poate ajuta să construiești podul. Te poate... Pe astfel de aglomerări se dau astfel de fonduri. Pe cum arătăm acum, nu putem să luăm decât pe latura, ești pe anumite axe. Nu te putem poziționa decât pe lucruri mărunte. Facem o stradă, facem 7 case, facem un muzeu, facem... Sunt lucruri mult mai mici pe care le faci. Și mai mult repari decât construiești. Asta înseamnă aglomerarea. Să poți accesa fonduri, iar fondurile europene de calibru mare. Știți că s-a vorbit despre acel pod peste Dunăre, care deocamdată am înțeles că... Da, undeva am fost vitregiți și la aspectul discuțiilor și la aspectul faptelor. Și mi-e teamă că a fost pus mai mult în conjunctura în care avem un prim-ministru din zonă și că acum nu prea mai are putere. Mi-e tare teamă. Indiferent că podul ar fi la Galați sau ar fi la Brăila, ar fi extraordinar să se facă. Adică această zonă ar fi avut nevoie de acel pod și chiar de un aeroport. Din punct de vedere practic, ar fi fost mai bine la Galați și dau și argumentul pentru care. Exista într-un proiect un inel de rocadă. Inelul de rocadă însemna Odessa, Reni, Giurgiulești, Galați, Constanța. Acest inel de rocadă însemna o autostradă. Sau măcar un drum expres sau ceva în care este miș mult mai repede. Făcând acum podul la Brăila, va trebui extins inelul ăsta. Extinderea înseamnă costul și nu știu dacă va fi mai bine sau dacă mai e cineva în discuție. Indiferent cum, va trebui să ne legăm de partea estică, cum de altfel se încearcă din răsputere să ne legăm de partea vestică. Dar va trebui să ne legăm și de partea estică. Acceptăm sau nu acceptăm, totuși materie primă ieftină le găsim în partea fostilor state Uniunii Sovietice, inclusiv Rusia. Sunt mult mai ieftine materii prime și cred că avem nevoie să aducem, să putem să producem, să ne putem dezvolta o industrie. Și această zonă ar fi avut nevoie și din aeroport? Dacă vrem să aducem investitori cu bani mulți, va trebui să le creăm facilitatea să ajungă și repede. Pentru că ei sunt oameni ocupați, au întâlniri în diferite părți ale lumii, nu al țării. Ei își permit să vină și cu un avion, își permit să vină și cu un elicopter, personal vorbind. Și atunci noi trebuie să le creăm infrastructura, posibilitatea să vină cât mai repede. Vine, are o întâlnire de o oră, a pus bazele unei afaceri, s-a urcat în elicopter sau în avion, a plecat. Își permite. E avionul lui, elicopterul lui. Eu trebuie să-i creez această facilitate. Numai că aveam și eu o posibilitate aici. Cât de cât, măcar pentru avioanele mici. Vorbim de vânători, nu? Numai că au crescut, au început să crească pe vechea pistă, au început să crească casele. Acolo.
E o problemă care... Cred că un aeroport ar fi putut sau ar putea fi construit între Galați și Brăila. Ar fi ideal. Și dacă faci podul acolo, trebuie să faci o autostradă. Cum o faci? O ocolitoare? De asta am zis că era mai bine podul aici, aeroportul acolo, și se lega una cu alta. Dacă făcut podul acolo, trebuie să găsești soluții ca să faci aeroportul cumva. Da, nu e nimic imposibil. Dar aceste două obiective ar crea perspective importante pentru această zonă. Și o autostradă de la Galați la București creează ien facilități pentru economia gărățeană. Nu mai punem podul, nu mai punem aeroportul, deja începem să ne alintăm. Deci autostrada sau un drum expres, ceva să te miști pe o arteră de circulație sau un acces la o arteră în care poți să te miști repede. Avem foarte multe sate până în București sau până ieși în autostradă, indiferent că pleci până te curci pe partea asta să ajungi la drumul expres sau pleci direct spre Slobozia, sunt foarte multe sate în care nu poți rula cu viteză. Deci mai repede de 3 ore nu ajungi în București. 3 ore dus, 3 ore întors, ți-ai dus ziua. Trebuie să creăm posibilitatea ca cei care merg pe astfel de drumuri să nu stea cu 50 km, să circule cu 50 km la oră, să meargă cu 130 cât îi dă pe autostradă, cât îi dă posibilitatea autostrada. Deja e de 3 ori mai repede. Dacă e 3 ori mai repede, înseamnă că numai în loc de 3 ori fac o oră. Da, e un câștig extraordinar. Știu, mă duc într-o oră, sunt acolo, am rezolvat, într-o oră sunt acolo, am rezolvat, vin, mă întorc. Dar așa stai pe drum toată ziua. Și așa suntem, oricum stăm în telefoane toată ziua. Dacă stăm și pe drum toată ziua, n-am rezolvat nimic. Din punct de vedere al creșterii economice, trebuie infrastructura să fie prima, permisibil la oricăruia care vine în zonă să investească. Da, vorbiți din perspectiva unui economist, dar și a unui specialist în management, pentru că... Mă gândesc la mine, dacă aș investi un leu într-o zonă de țară în care n-am posibilitatea să ajung foarte repede acolo, probabil să ajung din ce în ce mai greu sau ajung destul de greu, nu pot controla ceea ce am acolo, de pentru care investiția mea nu ajunge la nivelul la care m-am gândit inițial. Și atunci, dacă n-am aceste posibilități, mai bine nu investesc. Cum vedeți, pentru că ne apropiem și de finalul discuției noastre, mai avem puțin, cum vedeți viitorul urbei în care locuim amândoi? Sincer spun, eu am mare încredere că vor fi transformări extraordinare în următorii ani. Deci, prin prisma că la conducerea, fie la Consiliul Județului, fie la primărie, fie în partidele care, liderii partidelor care sunt existente în momentul acesta, avem la conducerea acestora oameni tineri care sunt convins că au altă mental, cel puțin cunosc, dacă nu pe toți, dar aproape toți, le spune, gândesc altfel. Gândesc altfel, își doresc să se miște foarte repede, își doresc să aibă realizări. Sunt lucruri care deja se văd, sunt transformări și în oraș, sunt care se văd. Este greu ca să ai realizări din primul an sau în al doilea an, dar important e să gândești pe un termen mai lung și am încredere că îi gândești destul de bine. Cel puțin la momentul ăsta asta arăta și arată. Sunteți optimist? Foarte optimist. Cel puțin la nivel local, că se va schimba, deci că s-a schimbat în primul rând mentalitatea. Ceea ce e foarte important. Și că acei oameni vor face ceva, sunt convins. Dacă vi se va solicita o mână de ajutor, o veți da? Cu toată deschiderea. Deci întotdeauna am dat mână de ajutor, mai ales când a fost vorba de o construcție. Alte lucruri mă interesează. Doar în construcție, acolo, oricând. E o idee de-a mea. Sau poate nu e ideea cea mai strălucită, dar poate deschide mintea altcuiva. Oricum,
dumneavoastră sunteți un specialist pe domeniul economic, sunteți un specialist în finanțe, să spunem, pentru că asta este specializarea dumneavoastră de bază, dar ați activat și în lumea politică, și în ceea ce privește antreprenoriatul. Însă domeniul cel mai aproape de suflet este cel legat de finanțe, nu? Da, așa este. Păi, economii din meserie, automat, în toți anii acestea m-a lovit mai mult de latura asta a fiscalității și a contabilității. Sunt legat, sau altfel spus, sunt ancorat bine și în partea producției. Știu ce înseamnă și producție și prestare de serviciu. Trăiesc, familia mea are o afacere, poate mai multe, și avem mulți angajați. Dacă încă mai fac producție, înseamnă că țin în latura asta și țin cu încăpățânare să pot să dezvolt această afacere. Am intrat și pe fonduri europene, sperăm să aducem și utilaje noi. Așa cum am promis în misiunea acum două luni, și când la o clinică paralelă am fost invitat, și am promis că deja la anul o să vină primele 4 mașini noi de producție până la anul. Și vom discuta și pentru următorul. În celălalt an, Vă referiți la Plase Pescărești. Da, mă refer la Plase Pescărești. E o tradiție, unica fabrică de profil. N-au venit alți investitori pe latura aceasta. Ne încurcă foarte tare partea comerțului la negru care se face din alte zone pe acest aspect. Ne deranjează și importurile, modalitatea de abordare a lor și a uneltelor de tip monofilament și tot ce interzis, dar se găsește în piață cu abundență. Încercăm să recâștigăm încrederea foștilor clienți, să refacem portofoliu și ei de bun augur, de anul trecut sunt, nu că sunt semne, sunt realități ce se întâmplă, crește în producție. Ne mai luptăm cu finanțele. Dar ăsta e un aspect mai secundar, un aspect secundar. Trebuie să vă luptați cu cineva. Nu, trebuie să te lupți cu nimic. Trebuie să te încăpăținezi să poți să produci. Trebuie să te încăpăținezi să formezi specialiști. Te încăpăținezi să te dezvolți. Acolo trebuie încăpățânarea, acolo trebuie luptă. Ceilalți ai dreptul lor să gândească într-un fel, nu poți să-i acuz când gândesc într-un fel. Ați primit și destule lovituri. Sunt. Nici nu mai vreau ca să sunt 10 ani de proces. Sunt atâtea lovituri încât nu mai știu să le mai număr acum. Dar ați fost puternic și ați trecut peste. Am fost puternic, că aici implică în primul rând familia. Și prin faptul că până la urmă m-au susținut indiferent cum și prin faptul că au luptat lângă mine fără să știe care va fi finalul. Eu am avut întotdeauna speranțe că ceea ce fac este real, corect și nu m-am abătut nici măcar cu un milimetru de la lege. Și în final am demonstrat lucrul acesta. Adică aveți o gândire pragmatică, realistă, ceea ce vine și din vocația profesională? Eu îmi pare rău cu mine că mențin această fabrică și că o dezvolt. Iar dacă reușesc să fac retehnologizarea așa cum o gândesc eu, va fi mai bună ca înainte fabrica. Deci voi duce mașini automatizate sau semi-automatizate, depinde nivelul. Dar ultima tehnologie. Exact asta voi aduce. Și veți crea plus valoare în Galați. Da, impozitele se plătesc. În zonă. Și veți mai crea și alte locuri de muncă, nu? Cât un pic, n-ai ce faci. Odată ce te tehnologizezi și începi să te dezvolți, îți trebuie și oameni. Dar fiecare meserie are un specific. Specificul Plaselor Pescărești, că meseria și ți-i formezi cam în 5-7 ani. Asta înseamnă să poți să iei mai devreme și să înveți, să-i școlarizezi la lucruri. Nu există nicio școală în România pentru astfel de meserii. Adică să investești în șinie. Trebuie să investești în forța umană, dar e ca o obligație.
Orice societate, dacă ar lua și un ucenic, doi, dar statul să-i dea posibilitatea să-i trimite la școală. Să-i trimită. Să formeze școlile astea pe care îți dea ții posibilitatea să iei de acolo. Măcar practica să o facă la tine. Pentru că direct de pe băncile acelei școli vor gândi ca un meseriaș. Meseria se învață adevărat. Când elei pe bănci, n-am pretenție să știe neapărat să facă singur meseria aia, dar să aibă un habar. Nu poți să duci să te uiți, să uite la o mașină și să spune, bă, am mai văzut asta într-un joc din ăla video, știi, în care se băteau ăla cu ăla și îi dădeam SF-uri. Am dat de anunțuri, au venit, mulți au venit. I-am dus, s-au uitat la mașini și a doua zi n-au mai venit nimeni. Și trebuie să-ți crești propriul specialist. Trebuie să-l crești. Ca și copiii, cum se spune. Cum ți-i crești, așa ți-i ai. Așa este. Da, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Au fost lucruri extrem de interesante pe care le-am vorbit despre societatea românească, despre economie, despre societatea gălățeană, despre cum s-ar putea dezvolta această urbe. A fost o discuție în care am trecut prin mai multe segmente, fără să atingem și filonul politic, neapărat. A fost alături de mine domnul Petrică Munteanu, economist, om de afaceri, și căruia îi urăm mult succes în continuare. Eu mulțumesc că primul rând că m-ați invitat și mă bucur că invitați oameni care pot să își exprime și din propria experiență anumite trăiri și sper să mă aveți invitați de o calibru mult mai mare, care sunt mai bine ancorați în realitatea economiei locale și să povestească mult mai multe lucruri sau mai multe probleme care se confruntă. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Aceasta a fost emisiunea matinalul de seară. Sărbători pascale liniștite, să fiți în sânul familiei și să vă bucurați de cei dragi și urarea mea cea veche, să fiți iubiți. La revedere!